Eu aș fi bine v-am găsit. Am auzit că este o sărbătoare astăzi la voi. Îmi spui și mie cineva ce sărbătoare este astăzi? Pentru cine din voi, poate? Cine este Mihaela? Mihaela. Ce sărbătoare este astăzi pentru tine? Și câți ani împlinești? Uite, în această zi frumoasă pentru tine am venit cu o surpriză minunată din partea unor persoane dragi care au dorit să-ți facă ziua mai frumoasă, mai plăcută, ca să-ți aducă zâmbetul pe față și să fii fericită în această zi. Cu această ocazie îți voi îmâna această tortă dulce din care să te îndulcești alături de prietenii tăi. Nu știu dacă o să o poți ține. O să-ți o îmâni mai târziu. De asemenea, acest coș cu dulciuri care să îți facă ziua mai dulce, mai frumoasă și mai plăcută. Înainte de... Cu mare drag. Înainte de a-ți spune din partea cui vine surpriza, aș vrea să te întreb. Poate îți dai seama cine ar fi dorit să-ți organizeze aceasta pentru tine sau nu? Ai careva idei? Bine, dacă nu ai, atunci o să dau citire mesajului de felicitare, după care cred că o să-ți dai seama din partea cui vine surpriza respectivă. Dragă Mihaela, la mulți ani, mica exploratoare a lumii și a bucuriilor. Astăzi este o zi specială, pentru că acum 8 ani, o mică stea a apărut pe cerul vieții noastre. Tu, în fiecare zi, de la acea clipă, ai adus atât de multă lumină și fericire în jurul tău. La 8 ani ești ca o carte magică, iar fiecare pagină aduce cu sine aventuri noi și descoperiri uimitoare. Fiecare zâmbet al tău este o notă muzicală care umple inimile noastre de bucurie. Ne amintim cu drag fiecare moment când ai atins cu mâinile mici lumea și ai descoperit că este plină de culori și surprize. Astăzi este despre tine, mică zână a bucuriei. Sperăm că ziua ta este plină de jocuri, zâmbete și multe, multe dulciuri delicioase. Fiecare tort ar trebui să fie la fel de dulce precum zâmbetul tău, iar fiecare cadou să fie la fel de minunat precum sufletul tău curios. La mulți ani, cu urări sincere pentru un viitor plin de aventuri, împliniri și multe, multe povești fericite. Cu dragoste și bucurie, Lele Lănuța, părinții și bunica Aurica. Acum ai înțeles din partea cui vine surpriza? Sora Saida. Foarte corect. Cu soțul, cu Badia. Ai dorit să spui ceva cuvinte de mulțumire acestor persoane? Uite, spune aici, iar mai târziu vor viziona și vor vedea. Spune un mare mulțumesc. Vă mulțumesc la toți. Are emoții. O să mulțumesc mai târziu în parte, da? Acum, totuși, surprizele noastre nu se sfârșesc aici. Mai avem încă o surpriză special pentru tine, care o să intre din clipă în clipă.
time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry.